Ce s-a întâmplat în gară? Vorbesc cu șeful de gară. În jurul orelor 11 am fost solicitați prin dispeceratul 1-2 pentru a interveni în stația de călători CPR Roman la un incendiu de locomotivă. Ne-am deplasat la fața locului cu două autospeciale de lucru cu apă și spumă. Ajuns la fața locului, am constatat că în interiorul locomotivei era un fum foarte dens, arderea era, nu era însoțită de flacără, dar cu degajate de fum. Am luat legătura cu regionala CPR pentru decuplarea liniei de înaltă și am intervenit pentru localizarea și stingerea incendiului. Plutonarea ștanț șef Lazar, șef gardă intervenție.